După ce i-a asigurat loc în primăria Târgu Jiu, consilierei sale Ramona Nodea, proaspăt salariată a Serviciului Urbanism, și le-a asigurat posturile de conducere Alinei Pițu și lui Florin Băluță la Serviciul Juridic Administrativ și la Poliția Locală, primarul Marcel Romanescu și-a îndreptat atenția și față de colegul său de partid, Mihai Paraschiv, și el consilier personal. Paraschiv și-a depus astfel, conform scandal de Gorj.ro, dosarul de concurs luni la Transloc pentru postul de director general al acestei societăți aflate în subordinea Consiliului Local, dorind să-l contracandideze pe Vasile Căilan, inginerul care se ocupă de 21 de ani de această funcție. Romanescu a avut grijă să-și pună preferații colegii din PNL să candideze și pentru funcțiile de director tehnic și director economic al societății de transport local. Mai mult, vărul primarului Vasile Valentin Sichitiu este președintele Comisiei de Selecție. Conform Ordonanței 109, posturile de director general al SC Transloc SA, de director tehnic și de director economic au fost scoase la concurs de primăria Târgu Jiu. Pe posturile de conducere și-au depus dosare de concurs 7 persoane, 3 fiind membri ori simpatizanți ai PNL. Mai exact, pe postul de director general și-a depus dosarul liberalul Mihai Paraschiv, patron de service, dar și inginerul Vasile Căilean, care a condus societatea în ultimii 21 de ani. Pentru postul de director tehnic sunt 3 candidați, unul fiind Pârvuțoiu Silviu, un fan al lui Marcel Romanescu, pe pagina sa de Facebook. Pentru postul de director economic sunt 2 candidați, una fiind Udrea Simona Florentina, simpatizantă a PNL. Pentru a-și asigura acești 3 candidați pentru cele 3 funcții, Romanescu l-a pus șef de comisie pe vărul său, adus în Transloc pe funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății.